Ziua bună, prieteni! Sunt Vali Conea și astăzi vă prezint un alt material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Domnitorul Grigore Alexandru Ghica, cel care și-a lăsat tronul pentru o femeie. Un voievod din familia Ghiculeștilor. Grigore Alexandru Ghica s-a născut în anul 1804 și a trecut la cele veșnice pe 24 august 1857. El a fost în două rânduri domn al Moldovei sub numele Grigore al V-lea Ghica, din mai 1849 și octombrie 1853, prima domnie, și a doua între anii 1854 și 1856. A fost fiul marelui logofăt Alexandru Constantin Ghica, Alecu, și al Elenei, fiica lui Grigoraș Sturza. Despre tatăl său s-a spus că a fost protector al teatrului românesc la începuturile sale, unul dintre puținii mari boieri respectați. Grigore Alexandru Ghica a avut o singură soră, Elena, căsătorită cu polcovnicul rus Pavel Șubin. Grigore a fost trimis la studii în Germania și după terminarea lor a revenit în țară unde a îndeplinit în alte funcții. Astfel, în anul 1826, la vârsta de 22 de ani, este numit Hatman. La 14 aprilie 1834, marele postelnic al Moldovei îl înștiința pe Hatmanul Grigore Alexandru Ghica despre includerea sa în suita pentru învestirea lui Mihai Sturza, unchiul său dinspre mamă, la Constantinopol. La 18 aprilie 1838, domnitorul Mihai Sturza l-a numit pe Hatmanul Grigore Alexandru Ghica epitrop al obșteștei învățături. Apoi, la 12 noiembrie 1842, domnitorul l-a numit șef al secretariatului de stat. La 18 iulie 1843, Mihail Sturza l-a numit pe Grigore Alexandru Ghica ministru al finanțelor, în urma demisiei lui Nicolae Suțu. Unionistul domnitor, adept al ideilor revoluționare. Aflându-se la Paris la izbucnirea Revoluției de la 1848, Grigore Alexandru Ghica s-a manifestat deschis față de idealurile și obiectivele Revoluției Pașoptiste, atât în Franța cât și în țară, unde a și redactat un memoriu adresat comisarului otoman Talat Efendi, în care a luat atitudine împotriva propriului său unchi, principele Sturza. Grigore Ghica a fost un adept al principiilor naționale. Astfel, la 28 noiembrie 1855, domnitorul a solicitat sfatului extraordinar un proiect de lege pentru desființarea robiei țiganilor, pentru ca sclavia să se stingă de pe pământul acesta. Iar proiectul de lege a fost votat în unanimitate de sfatul administrativ la 22 decembrie 1855. A încurajat și a acționat pentru libertatea presei. Astfel, printr-un act oficial, office, emis la 24 februarie 1856, s-a desființat cenzura. De asemenea, el a încurajat cultura. De exemplu, a tipărit cronica lui Gheorghe Șincai pe cheltuiala domniei și a încuvințat publicarea Letopisețului Țării Moldovei de către Mihail Cogâlnicianu. A introdus pentru prima dată în țările române telegraful cu ajutorul unor ingineri francezi și a fost cel care a promulgat legea privind reformarea corpului slujitorilor, în fapt, prima lege a jandarmeriei române. Astfel, prin abolirea robiei și desființarea cenzurii, Grigore Ghica s-a îndepărtat de marea boierime conservatoare. Spre surprinderea marii boierimi, dar chiar și a rudelor sale conservatoare, Grigore Ghica a încurajat și sprijinit mișcarea unionistă. Ba mai mult, domnitorul a întemeiat Partida Națională, ajutând la organizarea și finanțarea sa. A făcut oficial primele demersuri pentru unirea celor două principate, iar lupta sa pentru acest deziderat a continuat și după părăsirea tronului până la moartea sa. Dar atitudinea și acțiunile domnitorului Moldovei nu a convenit în altei porți, care se opunea unirii principatelor, iar Fuad Pașa, ministrul de externe al Turciei, i-a adresat un avertisment dur domnitorului, ca acesta să nu mai facă propagandă unionistă. Dar Ghica nu s-a dat speriat, ci a ripostat printr-o scrisoare în care afirma că, dacă în timpul Congresului de Pace de la Paris s-a străduit să împiedice unele manifestații ilegale dăunătoare țării, intereselor Europei și ale porții, după terminarea Congresului, locuitorii principatelor erau chemați să-și exprime liber dorințele și nevoile. Nimic altceva nu se făcea decât apropierea opiniilor. Nu existau nici adunări secrete, nici conciliabule, nici dezordine. Astfel că domnitorul nu patruna mișcări secrete cu caracter insidios, toate relatările fiind numai calomnii. În ultimele săptămâni ale domniei,
Ghica a susținut cu fermitate unirea principatelor sub un principe străin. Dar dușmanii unirii au acționat brusc și, conform lui Samuel Garner, consulul englez la Iași, Teodor Balș, caimacanul Moldovei, la 26 iulie 1856, a preluat conducerea statului, înlăturând partizanului Grigore al V-lea Ghica din toate funcțiile lor. Portretul lui Grigore Ghica. Descrierea trăsăturilor fizice ale lui Grigore Alexandru Ghica a fost făcută de Eduard Grenier, secretarul particular al domnitorului și în același timp scriitor laureat al Academiei franceze. La 50 de ani era un bărbat în toată frumusețea, înalt, puternic, cu umeri largi, cu o înfățișare herculeană, dar subțiată, cu mâini minunate, păr negru, ochi blânzi și pătrunzători, tăiați în formă de migdală, nasul foarte puțin sumes la vârf, mustață mătăsoasă și subțire, o gură frumoasă și în totul un grandeur. An puțin, realizări multe. În prima sa domnie, numit domnitor al Moldovei la propunerea marelui vizir Mustafa Reșid Pașa, un om politic turc cu concepții liberale, cunoscut reformator al Imperiului Otoman, Grigore Ghica a început numeroase reforme menite să modernizeze feudala Moldova. Conform istoricilor, Alexandru Ioan Cuza și Mihail Cogălnicianu nu au inițiat reformele, ci doar le-au continuat și îmbogățit pe cele începute de Grigore Alexandru Ghica. Și putem exemplifica cu următoarele date istorice oficiale. A demarat numeroase lucrări publice. A înființat școala de ingineri specialiști de drumuri și construcții. A făcut tot posibilul pentru stoparea abuzurilor boierești, dar și ale funcționărimii, a stimulat exporturile și importurile prin micșorarea taxei vamale de la 12% la 5%. În timpul domniei sale s-a construit o cazarmă pentru miliție la Copou, Iași, lângă grădina publică, precum și un nou sistem pentru exploatarea salinelor. Dar cele mai importante acte ale domniei sale sunt însă organizarea agriculturii și a învățământului public în anul 1851. În primul domeniu, cel al agriculturii, se reglementau raporturile dintre proprietari și muncitori, aducând astfel o îmbunătățire a situației țăranilor prin scăderea zilelor de muncă, oprind folosirea lor la alte lucrări decât cele agricole, desființând dijma, a mărit imașul, terenul de pășuna liber și a ușurat condițiile de strămutare. Iar din punct de vedere al învățământului, prin lege, a prevăzut 3 grade cu predare obligatorie în limba română, peste tot și la toate gradele, chiar și la cele de limbi străine. Cu ajutorul financiar al domniei, s-au construit 63 de școli elementare județene și numeroase școli primare. Și chiar și mai mult, s-au înființat 2 facultăți, de drept și filozofie, la Academia Mihaileană. A reformat seminariile, organizându-le pe aceleași principii ca și facultățile teologice. S-a înființat Institutul Gregorian sau Orfanotrofic, germenul facultății de medicină, fiind ajutați copiii găsiți și femeile gravide și sărace, la care s-a adăugat școala de moșit, școala de chirurgie și ospiciul de infirmi, de la Galata, Iași. Scandalul Hârnav. În ianuarie 1853, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a făcut o depresie nervoasă acută, în urma descoperirii unui grup de falsificatori care au prezentat în tribunale acte, testamente și hrisoave false, așa numitul scandal Hârnav. S-a constatat că aceștia aveau relații apropiate cu alte oficialități, între care însuși președintele sfatului administrativ, logofătul Nicolae Canta. Unii dintre apropiații domnitorului l-au prezentat pe Canta ca pe un complice în afacerea falsificatorilor. În memoriile sale, Nicolae Suțu, secretar personal al domnitorului, relatează că în 26 ianuarie 1853 s-a dus la Grigore Ghica și l-a găsit pe acesta divagând. Amestecând fapte și vorbe fără nicio legătură între ele, căuta să-mi argumenteze că dușmanii găsiseră calea să-l compromită, acuzându-l de fals. Domnitorul a emis atunci un ofis prin care a încredințat provizoriu, din cauză de boală, conducerea sfatului administrativ lui Nicolae Suțu. Starea domnitorului s-a agravat și în timpul nopții a încercat să-și pună capăt zilelor folosind o foarfecă. A doua zi a plecat la țară pentru îngrijire la Hărpănești, Iași, locuind la conacul Mavrocordat. La 23 martie, domnitorul s-a întors la Iași și a reluat frânele domniei, iar cei vinovați de corupție fie au fost arestați, fie au fugit din țară. Femeile din viața lui Grigore Ghica.
La vârsta de 21 de ani, Grigore Alexandru Ghica s-a căsătorit cu domnița Elencu Sturza, însă după 5 ani de mariaj, aceștia au divorțat din cauza idealurilor diferite pe care le aveau. Dacă Ghica avea așteptări înalte de la el, Elencu Sturza se mulțumea doar să fie o bună gospodină și mamă. Cei doi au avut împreună 4 copii, 3 băieți și o fată. După divorțul său de Elencu Sturza, Grigore Alexandru Ghica s-a căsătorit cu Ana Catargi în anul 1833. Aceștia au călătorit prin întregul continent european, iar în cei 7 ani de căsnicie i-au avut 2 fete. În timp ce se aflau la Chișinău, Ana Catargi s-a îmbolnăvit, fiind cuprinsă de o răceală puternică. Frumoasa Ana, în vârstă de doar 26 de ani, avea să moară în brațele soțului ei. Ultima soție avută de Grigore Alexandru Ghica a fost franțuzoaica Eufrosina Leroy. Cei doi s-au cunoscut la Paris înainte ca Ghica să fie numit domn al Moldovei. Eufrosina i-a fost alături lui Ghica în perioada celor 2 domnii și până când domnitorul moldovean a decis să-și pună capăt zilelor. Căsnicia lor a durat timp de 10 ani, interval în care franțuzoaica a dat naștere la 2 băieți, Grigoar și Ferdinand, amanta rusoaică și renunțarea la tron. Se știe că Grigore Ghica era un bărbat iubit de femei și, de altfel, au fost pe vremea aceea tot felul de zvonuri și bârfe, în parte adevărate, despre aventurile amoroase ale domnitorului moldav. Astfel, de pildă, circula zvonul că, înainte de a ocupa tronul, avusese o relație nu tocmai ortodoxă cu nepoata sa, Cleopatra Ghica, fiica fratelui său, din care chiar ar fi rezultat un copil, Zinca. Dar cea care i-a furat cu adevărat inima a fost o contesă din Rusia, Șoctina. În perioada respectivă, țara românească și Moldova se aflau sub ocupația Rusiei, iar guvernator era rusul Pavel Kiselev. Se spunea că în cadrul unei petreceri, Grigore a cunoscut-o pe rusoaică și a dansat cu ea toată noaptea. Bineînțeles, a urmat o aventură pasională în camera domnitorului, iar contesa la plecare, precum cenușărea sa, i-a lăsat drept amintire un pantof. Lunile treceau și contesa rămânea în preajma domnitorului, care se decisese să facă gestul mult așteptat, o cerere în căsătorie, și prin intermediul consulului rus la București, solicită și aprobarea țarului Nicolae I. În acel moment, contesa îi adusese la cunoștință un mic amănunt. Era deja căsătorită în Rusia. Alexandru Ghica nu se lasă impresionat de descoperire și continuă să insiste în planul său. Mariajul cu contesa Șuchtini nu a avut decât avantaje pentru el și țară. Contesa era rudă cu țarul Nicolae I și ar fi adus simpatia și sprijinul rusesc pentru țara românească. Țarul Nicolae I a aprobat ideea căsătoriei, care îl transforma pe Alexandru Ghica într-un prieten și un aliat al Rusiei, scrie Anton Caragea, istoric în Pagini de istorie ascunsă. Doar că nu totul a ieșit așa cum și-ar fi dorit domnitorul. Când totul era aranjat și se aștepta nunta, mama contesei, prințesa Narușkin, a intervenit în relația lor, fiind convinsă că divorțul înseamnă un păcat foarte mare și îi va afecta reputația fiicei sale. Astfel, prințesa l-a implorat pe țar să interzică divorțul, iar acesta a făcut pe plac, iar un rol important în decizia acestuia l-ar fi avut și Cleopatra Ghica, devenită între timp Trubețkoi, după căsătoria sa cu prințul Serghei Trubețkoi, nepotul țarului Nicolae I. Atunci când contesa a părăsit Rusia și s-a refugiat la București, unde a fost considerată însă doar o amantă, din acel moment Alexandru Ghica nu mai avea liniște. Se îmbolnăvește și, în sfârșit, sub pretextul că pleacă la tratament, își părăsi tronul pentru 3 luni și, sub numele de domnul Alexander Sander, fugi la Milano, unde se întâlni cu iubirea sa. Când se întoarse, Alexandru nu mai era bun de nimic. Îndrăgostit și trist, renunță la proiectele sale de reformă, la lupta care, altădată, îi provoca atâta plăcere, scria Anton Caragea. Și, deși populația și-a manifestat susținerea față de domnitor, acesta a decis să-și urmeze iubirea și a părăsit România. A ajuns în Italia, apoi în Franța, unde a trăit alături de contesă până la moarte. Sinuciderea. În exil la Paris, Grigore Ghica a avut 2 copii, Grigoar și Ferdinand, cu metresa sa, văduva Marie-Prudence Eufrosine Leroy, cu care s-a căsătorit pentru a 3-a oară, la 9 noiembrie 1856. A cerut o audiență la împăratul Napoleon al III-lea pentru a pleda cauza Uniunii Principatelor, însă a fost refuzat de acesta, care avea alți favoriți pentru principatele române.
Grigore Ghica a pus refuzul audienței în legătură cu unele pamflete denigratoare apărute după ieșirea lui din domnie, însă cauza adevărată era dorința împăratului să nu ne mulțumească Anglia, potrivnică unirii. Iar la 24 august 1857, ca o consecință a neurasteniei sale, fostul domnitor s-a sinucis prin împușcare în cap cu o armă de vânătoare la castelul său din Leomee. Istoricii au explicat gestul fatal atât prin refuzul lui Napoleon al III-lea de a-l primi, cât și prin acțiunea lui Teodor Balș de a constitui o comisie de anchetă însărcinată cu analiza gestiunii administrative și financiare, dar și mai ales prin publicarea broșurii infamante Revista domniei prințului Grigore Ghica de un membru al Partidei Naționale în 1856, care îi atribuia malversații și hoții rușinoase. În testamentul său, fostul domnitor scria: sunt victima unei drame abominabile. Cât de nevinovat sunt, nu pot să trăiesc. Va veni o zi când dreptatea va ieși la lumină. Aștept din amicii mei la tribunalul lui Dumnezeu. Concluzie. Despre Grigore Ghica a scris frumoase gânduri în urma decesului Ion Heliade Rădulescu. Răposatul Grigore Ghica, fostul bei și gospodar al Moldovei, deși a ieșit din convenția de la Belta Liman, însă ca român și om onest, când a fost alege între adevăr și minciune, între machinațiunile străine și susținerea cauzei române, preferi adevărul și demască machinațiunile străine, formal și cu toată competența cu care îl reinvestea în alta sa poziție. Iar Nicolae Șuțu, secretarul său personal, îl caracteriza ca fiind un spirit just, dar puțin solid în noțiunile care servesc să dea forță judecății, un caracter incoruptibil, dar dispus să cedeze influenței pasiunilor, profesând un profund respect pentru legalitate și lăsându-se târât de arbitrar, fie din mândrie, fie de un sentiment de echitate rău înțeleasă. Grigore Ghica era plămădit din acest amestec de defecte și calități care au influențat și asupra vicisitudinilor domniei sale agitate. V-am prezentat un alt material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valicone vă urează toate cele bune!